Bună ziua! Interviurile PS News continuă, iar alături de noi este domnul Robert Sighiartău, secretar general al Partidului Național Liberal. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunteți omul care a reușit să dubleze alocațiile, un subiect care, iată, a revenit în atenția publică, acum când se pare că nu vom mai avea o încă dublare a alocațiilor. Explicați-ne puțin de ce schimbarea aceasta de, nu știu, de atitudine? Vă referiți schimbare de atitudine din la partea, ce mai din partea PNL-ului în general. Ați dublat odată alocațiile, acum trebuiau să se mai dubleze încă o dată și nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Bun, haideți să vă explic. Nu este o schimbare de atitudine, dimpotrivă. Noi am fost tot timpul în istoria Partidului Național Liberal în favoarea majorării alocațiilor și chiar dublării. Dacă țineți minte, ca un scurt istoric, în 2015, prin amendamentul Cristinei Pocorăi, am reușit dublarea alocațiilor. În 2019, anul trecut, prin amendamentul meu, alocația s-a dublat. Pe vremea PSD-ului, nici măcar nu s-a luat în discuție această majorare a alocațiilor. Asta ca să vorbim puțin despre ipocrizia opozanților care, de fapt, în Parlament au majoritate, pentru că asta discutam și înainte. Deci, noi ne dorim majorarea alocațiilor. Acum, eu vă spun foarte sincer, credeți că anul trecut, când eu am gândit acel amendament și m-am uitat la sume și am decis prin amendamentul meu să majorăm alocația de la 84 la 150 de lei, credeți că nu mi-era simplu să pun în loc de 150 de lei 500 de lei? Ba da, era foarte simplu. Credeți că în loc de 200 de lei cât era înainte pentru copii până în 2 ani, nu era simplu să nu-l fac 300 cât l-am făcut să-l fac 500? Ba da, era foarte simplu. Numai că aici trebuie să te uiți puțin și ce ai în conturi, câți bani ai în conturi și câți bani ai în bugetul de stat. Și așa am făcut calculul și atunci. Eu când am venit cu acel proiect de lege și cu acel amendament, m-am uitat inclusiv la impactul bugetar, care era de 2 miliarde și ceva de lei pe majorarea alocației propusă de mine și inclusiv la proiecție, pentru că am spus, în regulă, suntem pe ultimul loc la bătaie cu Bulgaria, Grecia, care au un fel de alocație, dar nu au lunar cum o avem noi, trebuie să revenim cu alocația cel puțin la 150 de lei și apoi să găsim alte metode prin care putem crește veniturile unei familii și ale copiilor implicit. Și atunci am zis, un prim pas este majorarea alocațiilor, urmând ca pe termen mediu și lung să venim cu câteva propuneri legislative care să îmbunătățească, până la urmă, veniturile familiilor din România. Deci noi am dublat alocațiile anul trecut. Acum, anul acesta, Partidul Social Democrat a venit cu un amendament la dublarea alocațiilor, iarăși să se dubleze. Vă dați seama că toți ne-am dorit să dublăm în fiecare an venituri. Și aici mă refer la pensii, mă refer la veniturile unor oameni care muncesc poate la stat, dar nu prea poți. Și vă spun de ce nu poți, pentru că dacă te uiți la bugetul statului, Partidul Național Liberal a preluat România de la guvernul PSD cu un deficit de 4,6, chiar 4,7%. Asta însemna în bani aproape de 50 de miliarde de lei. Deci ăștia erau bani pe care România îi datora băncilor, apropo de bănci. Deci PSD ne-a lăsat visteria statului, nu numai că nu era goală, dar aveam și de plătit 50 de miliarde pe an la bănci. Pe lângă asta, traversăm poate cea mai gravă criză sanitară din istoria recentă a României. Nu vorbim de ultimii 30 de ani, poate putem vorbi chiar de ultimii 100 de ani. Acest coronavirus, acest COVID-19, care a afectat întreaga lume, a afectat și România și din punct de vedere medical. Ne-a luat pe nepregătite? Și din punct de vedere economic. Din punct de vedere medical, ne-a luat pe nepregătite, aici mă refer strict la resurse, pentru că noi n-am avut nici acele stocuri strategice pe care trebuia să le avem în caz de pandemie, epidemie sau de alte lucruri. Ne-a luat pe nepregătite pentru că noi am preluat un sistem
medical care a fost profund politizat, cu numiri politice, cu manageri de spital numiți politici, așa mai departe, însă mulțumim lui Dumnezeu și aici trebuie să aducem în discuție efortul guvernului, al Ministrului Sănătății, al domnului Tătaru, al întregului guvern, care a reușit să gestioneze o criză extrem de bine, în raport cu alte țări civilizate care aveau pus la punct sistemul medical și care aveau și cadre medicale bine pregătite. Deci, din acest punct de vedere, dacă facem o comparație între noi și, nu știu, Italia, ne putem uita și în Franța, ne putem uita în Spania, vedem că am gestionat această criză până în acest moment extrem de bine. Bun, însă... dar revenim la alocații, că știm că săptămâna trecută s-a decis impozitarea pensiilor speciale. În urma acestei impozitări, PSD spune, da, prin vocea Marcel Ciolacu, că guvernul are bani. Câți bani se strâng de aici, ajung pentru... Doamna Gheluș, ați adus în discuție un subiect extrem de important pentru români, pensiile speciale. Și aici intră și majorarea pensiilor din septembrie cu 40%. În dar am înțeles discuție. Că nu se va mai face cu 40%. Deci, după cum vedeți, este al doilea proiect de lege care trece în Parlament. Și aici mă refer la primul proiect de lege al Partidului Național Liberal de eliminare, efectiv de eliminare a pensiilor speciale, care a fost atacat de reprezentantul PSD Alte, avocatul poporului, la CCR, unde știți foarte bine, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională acea lege. În regulă. Deci eliminarea nu este constituțională. Apoi s-a venit cu un alt proiect de impozitare a pensiilor speciale. Chiciți ce a făcut reprezentantul PSD Alte, avocatul poporului, în ATVR. A atacat iarăși la Curtea Constituțională. Deci nici până în acest moment nu putem spune că pensiile speciale s-au tăiat, din păcate. Asta pentru că majoritatea PSD ALDE și împreună cu câțiva parlamentari din Pro-România nu-și doresc, de fapt, eliminarea pensiilor speciale. O fac prin vot, dar după aceea găsesc metode prin avocatul poporului, prin unii reprezentanți ai Curții Constituționale care fac parte sau au făcut parte din Partidul Social Democrat, găsesc și metode care prin care se întoarce. Care sunt beneficiare, o parte exact. De această pensie. Și atunci trebuie să luăm privirea de ansamblu și să ne uităm din punct de vedere macroeconomic. Deci avem un deficit bugetar de 4,7%, avem o criză sanitară care a generat la rândul ei o criză economică pe care noi în acest moment o putem prognoza. Încă nu știm exact care este adâncimea acestei crize economice. Cu cât se va contracta economia în semestru 2? Care vor fi efectele? Deci avem această criză economică. Mai mult decât atât, tot un proiect de-al meu, de anul trecut, pe care lumea nu mai ține minte, prin care am văduvit cu ghilimele de rigoare veniturile la bugetul de stat cu 3,5 miliarde. Eliminarea supraaccizei la combustibil. Adică eu anul trecut am reușit să majorez alocațiile la copii, am reușit să indexez alocațiile cu rata inflației, dacă țineți minte, pentru că inflația era mare, și pe lângă asta, tot pentru a avea o viață mai, până la urmă, mai ieftină din punct de vedere al produselor, a ceea ce consumau al combustibilului, am redus cu 0,32 de bani combustibilul, prin acea eliminare a supraaccizei. Deci s-au mai scăzut de acolo 3,5 miliarde de lei. În contextul ăsta, Partidul Social Democrat a venit cu o dublare a dublării alocației, dar și cu alte măsuri care au generat costuri la bugetul de stat. Dacă țineți minte, inclusiv noi am fost obligați să cheltuim niște bani care nu erau prevăzuți, vorbesc de acele măști care se vor da tuturor celor care au un venit minim garantat în România, persoanele vulnerabile, care la fel a generat alte costuri, alte cheltuieli și așa mai departe. Deci trebuie să privim, până la urmă, imaginea de ansamblu. Nimeni nu este, până la urmă, și cred că oamenii înțeleg, pentru că toți sunt conștienți. Credeți că vor înțelege? Suntem vor în înțelege. An electoral. Vor înțelege. În primul rând, pentru că noi am crescut alocațiile. PSD-ul nu le-a crescut. Deci ei au fost la guvernare, aveau pâinea și cuțitul
și nu au majorat niciodată alocațiile. Cu toate că ei aveau un program de guvernare din 2016 cu care a câștigat Dragnea atunci, majorarea alocațiilor pentru copii. N-au făcut-o. Noi vom crește alocațiile și ăsta este mesajul care trebuie să rămână. Vom crește alocațiile cu adevărat, în sensul că, așa cum vedeți, inflația scade în România față de guvernarea PSD. Vom crește alocațiile, însă trebuie să vedem cu cât. După ce vom vedea contractarea economică pe semestrul 2, vom vedea și adâncimea acestui iceberg și cu cât vor scădea veniturile la bugetul de stat. Bun, deci este o luptă politică între PSD și PNL pe două subiecte extrem de sensibile, cum sunt pensiile și alocațiile. Da, deci mesajul România este simplu, că eu vreau să vă asta. Explic în detaliu și poate ar trebui să sintetizez. Deci alocațiile se vor majora. Trebuie să vedem după semestrul 2 cu cât. Pentru că nu știm încă cu cât vor scădea veniturile. Există deci prognoze, alocațiile se vor mări. Însă trebuie să vedem cu cât și în ce condiții. Al doilea lucru, pensiile se vor majora din septembrie. Însă și acolo trebuie să vedem cu cât și în ce formă. Pentru că eu vă spun sincer, așa cum prevedea legea PSD-ului, cine credeți că erau privilegiați aceste măsuri? Exact aceiași oameni care au pensii speciale. Nu acei oameni care au acum pensie de 700 de lei și pe care PSD-ul încearcă să-i ademenească sau să îi cucerească. Deci dacă facem un calcul simplu, vedem că la o pensie de 10.000 de lei, o creștere de 40% însemna aproape 4.000 de lei, da? La 700 de lei era infimă creșterea. Deci noi până nu rezolvăm această chestiune a pensiilor, care arde de mult, adică să trăiești într-o țară în care o mare parte dintre români au pensie minimă garantată de 700 de lei și vezi că sunt anumiți magistrați sau, nu știu, aviatori care au pensii de 70.000 de lei, așa ceva nu este în regulă. Deci dacă dumneavoastră găsiți o țară în Europa unde există un asemenea decalaj, vă rog să-mi arătați. Nu există. Numai de noi de suntem. Aceea e foarte important ceva. Deci, deci de noi CCR, trebuie să, exact, pe această impozitare. Pentru că, bun, eu sunt un susținător al cotei unice, însă în România, din cauza istoricului pe care îl avem, din cauza că noi din perioada comunistă nu putem calcula contributivitatea celui care a lucrat într-un CAP și a lucrat, da? Trebuie făcut un reglaj foarte clar și stabilit un plafon maxim și un plafon minim ca să poți să reușești să rezolvi din aceste inechități care sunt grosolane. Deci sunt cei privilegiați și sunt cei săraci. Nu este în regulă. Deci statul ar trebui să crească și este necesară o creștere, chiar cu 40%, cu 50%, nu exagerez, a pensiilor mici, a pensiilor sub 1.000 de lei, a pensiilor sub 1.500 de lei. Însă pensiile mari să le crești iarăși cu 4.000 de lei, adică încă 3 pensii ale unui om sărman, nu este în regulă. Deci aici trebuie lucrat. Noi vom majora pensiile din septembrie, însă în același timp, v-am spus, trebuie rezolvată această problemă a inechității și eliminate pensiile speciale, care generează multă dezbatere în societate și care, până la urmă, generează probleme de încredere ale instituțiilor statului, ale reprezentanților lor, pentru că oamenii tot timpul arată cu degetul. Spune, a, tu ești director sau președinte la nu știu ce instituție. Uite ce pensie specială ai. Uite, tot timpul arată cu degetul, n-are credibilitate. Trebuie politicienii, șefii de instituții, noi, oamenii politici, trebuie să ne apropiem de oameni, să reușim să reducem decalajele dintre categoriile socioprofesionale, astfel încât să nu mai fie tot timpul o luptă de clase între săraci și cei privilegiați cu cei cu pensii speciale. Deci asta trebuie făcut. Și încă o dată vă spun, să ținem minte și, și cei care ne urmăresc să înțeleagă acest lucru. PSD-ul nu a acordat această creștere. Ei știau foarte clar că din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al banilor efectiv, această creștere nu va fi sustenabilă, pentru că dădeau pe vremea lor. Ei, dimpotrivă, au plasat tot felul de bombițe de genul acesta, ultrapopuliste, pentru că au știut la un moment dat că
există posibilitatea, destul de ridicată posibilitate, să plece de la guvernare. Și au lăsat cumva terenul pârjolit și plin de mine. Asta au făcut PSD-iștii. Și cu pensiile acestea, cu creșterea de 40%, de-aia nici nu i-au interesat deficitul, de-aia nici nu i-au interesat că au angajat deci, în plus au știut că 200.000 de oameni la bugetul de stat. Deci ei au zis, în felul următor, guvernele de dreapta adună. Că asta fac oamenii harnici și muncitori. Adună. A fost guvernarea PDL, PNL, care a adunat. După care au venit, au cheltuit, la fel au făcut și guvernul Dragnea, Dăncilă, Tudose, Grindeanu. Au început să-și angajeze diferite persoane, au crescut aparatul bugetar cu aproape 200.000 de oameni, au crescut salariile extrem de mult în sistemul de stat, creând iarăși o inegalitate între sistemul privat și sistemul de stat și frustrare mare în rândul celor care plătesc taxe și contribuții și a oamenilor de afaceri și a oamenilor care lucrează ca dumneavoastră într-o instituție privată unde plătiți contribuții și altfel de lucruri și aveți o grămadă de exemple că apar și în ziarele dumneavoastră de oameni care lucrează în sistemul bugetar și nu fac nimic și stau pe salarii de 5.000, de 6.000 de lei. Păi gândiți-vă cât de greu face un om în mediul privat 5-6.000 de lei. Trebuie să prestezi 8 ore de muncă, să ai productivitatea la maximum și nici măcar nu ai stabilitatea din mediul bugetar, că acolo e corpul funcționarilor publici, nu te poate da oricum afară. În fine, deci astea sunt probleme sistemice de care noi trebuie să ne ocupăm. Iar ne-am discutat asta și în alegerile europarlamentare și în alegerile prezidențiale, discutăm în continuare. Deci noi am preluat România într-o situație critică. Am preluat-o neavând o majoritate în Parlament, pentru că acum PSD-ul este majoritar în Parlament. Oricât ne-ar place să credem că nu e așa, este majoritar în Parlament și nu putem începe marile reforme de care are nevoie România. Pentru că este nevoie să creăm un sistem meritocratic de accedere pe funcțiile publice. Și eu insist pe chestiunea asta. Noi nu putem face acum o lege de reorganizare a diferitelor ministere, instituții publice, pentru că ați văzut ce se întâmplă. Ajung în Parlament, de la guvern, și PSD-ul le întoarce sau chiar le modifică substanțial și modifică sensul, până la urmă, ordonanței de urgență. Deci este foarte complicat să guvernezi în sensul ăsta. Noi administrăm țara, trecem țara prin această criză, însă este extrem de important ca după 6 decembrie 2020, adică după alegerile parlamentare, sper să nu avem probleme în a avea aceste alegeri și a merge la urne în 6 decembrie, să putem vorbi de o majoritate stabilă care să aibă un orizont de timp de 4 ani de zile și prin care să procedez la aceste reforme de care tot discutăm. Dar până atunci avem o moțiune de cenzură pe care Partidul Social Democrat a anunțat-o și tocmai dumneavoastră ați spus că ei dețin deja majoritate în Parlament. Cum se va descurca Partidul Național Liberal cu această încercare? După cum știți, noi am reușit să dăm guvernul Dăncilă foarte greu jos și în același timp cu compromisuri. Compromisuri care trebuie să recunoaștem că nu ne-au plăcut foarte mult, însă am înțeles urgența națională și interesul național, pentru că pe orice sondaj, în orice discuție, toți oamenii ziceau să plece PSD, să plece Dăncilă de la guvernare, nu contează cum, dar dați acolo pentru că pur și simplu distrug țara. Am preluat guvernarea, ne-am asumat, am reușit să strângem o majoritate. După cum știți, a fost o moțiune de cenzură. Iarăși a fost o investire într-o perioadă de criză, o investire foarte interesantă pe repede înainte. Acum, bineînțeles că opoziția sau majoritatea PSD, ALDE, Pro-România și ce mai e pe acolo, că acum sunt sau este o perioadă de mercat, cum se zice în domeniul ăsta fotbalistic, adică de transferuri. Ieri am înțeles că iarăși a trecut cineva de la PSD la Pro-România. Se întâmplă tot felul de transferuri. Noi vom încerca și cred că și lumea este conștientă că să dai un guvern jos într-o perioadă de criză, de incertitudine, mai ales când ai alegeri în decembrie, este
o prostie, este pur și simplu o gândire irresponsabilă a oricărui politician. Adică tu ai alegeri în decembrie, da, unde formezi guvernul pentru următorii 4 ani, dar sunt câțiva politicieni care doresc să dea guvernul jos cu 3 luni înainte, nu? Pentru că nu-l poți da în sesiune extraordinară jos. Asta înseamnă că ei vor depune moțiunea de cenzură undeva în septembrie. Și de ce să faci asta? Doar ca să, nu știu, să-ți areți mușchii? Nu înțeleg. Am înțeles rost. Că vor depune moțiunea de cenzură chiar a doua zi după ce se va încheia starea de alertă. Deci, da, numai că nouă sesiunea ne expiră în luna iunie. Adică la sfârșitul lui iunie. Iunie, da. Și atunci starea de alertă, nu știu, se termină în 17 iulie, parcă. 18. Da, da. Nu știu când o vor depune, însă pe noi ne interesează ce facem în raport cu poporul. Pentru că, vedeți, se întâmplă lucruri interesante și trebuie să spunem că am reușit să deschidem un întreg șantier în toată România și aici vă pot da câteva exemple. Poate nu, ele nu se văd, că oamenii se uită mai mult la criza medicală, se uită mai mult la criza economică, acum avem inundațiile, la ce afectează. Însă să nu uităm că am semnat contractele de finanțare pentru cele 3 spitale regionale și chiar zilele trecute premierul, guvernul a anunțat că vine prima tranșă din construirea spitalului regional din Cluj, 47 de milioane de euro. Adică deja se intră în linie dreaptă și se construiește efectiv spitalul. Spitalele acelea care erau pe hârtie, dacă țineți minte, pe vremea PSD-ului. La fel, îl vedeți pe premier împreună cu ministrul transportului, cu transporturilor, cu alți miniștri pe teren, pe diferite tronsoane, și ce mă refer la Sibiu-Pitești, acea autostradă de care se vorbește iarăși de foarte mult timp, la drumuri expres, la centuri ocolitoare, deci vorbim de tronsoane care efectiv se fac și, așa cum a anunțat și ministrul transporturilor, până la sfârșitul anului vom inaugura cel puțin 100 de kilometri de drumuri expres și autostrăzi, ceea ce este un lucru extrem de interesant. Ce s-a întâmplat? Se vede clar schimbarea de viziune de la un guvern PSD-socialist și un guvern PNL. Noi am preluat până la urmă și guvernul PNL este proiecția administrațiilor locale de succes ale Partidului Național Liberal. Că intrăm în alegeri locale și e important să discut despre acest amănunt. Uitați-vă Oradea, uitați-vă Cluj, uitați-vă Brașov, uitați-vă la orășele mai mici ca și Blaj, ca și Reșița. Acolo avem niște administratori de dreapta, administratori liberali, care au reușit să eficientizeze banul public și să investească în drumuri, să investească în spitale, să investească în școli, să investească în tot ceea ce înseamnă calitatea vieții oamenilor. Iar aceste lucruri atrag după sine și întreprinzători privați, și medici, și familii, pentru că ei își doresc să trăiască într-un mediu mai bun și într-un mediu unde nivelul de calitate al vieții este mai crescut. Iar odată cu asta, cresc și veniturile acelor cetățeni și acele familii și crește bunăstarea comunității. Asta s-a întâmplat în Cluj, asta s-a întâmplat în Oradea, asta s-a întâmplat în Brașov și în alte părți. Se va întâmpla și în București, uitați-vă că tot vin alegerile. Uitați-vă cum a gestionat Ilie Bolojan la Oradea pandemia. Exemplar. Uitați-vă cum a gestionat la Cluj domnul Boc, și vorbim de o comunitate mare. Stau și foarte mulți studenți, o metropolă cosmopolitană. Deci, asta trebuie să facem și la guvernare. Iar noi, în primul trimestru, am avut un buget pe investiții mai mare cu cel puțin 5% față de anul trecut, cu toate că era deja perioadă destul de dificilă. Deci banii aceștia i-am pupat în construcții, i-am pupat în investiții publice și după aceea vor genera, așa cum am spus, bunăstare și alte investiții private și locuri de muncă bine plătite. Apoi a urmat acea criză sanitară care, normal că ne-a pus și ne-a obligat să luăm tot măsuri economice și să facem rost de bani, să ne folosim de imaginea bună pe care o are președintele României în Uniunea Europeană și premierul Ludovic Orban,
pentru a convinge Uniunea Europeană, Consiliul Europei, că avem nevoie de bani mulți. Și ați văzut că au început să apară, vorbim de acel pachet întreg de 33 de miliarde de euro, care este extrem de generos, plus banii care vor veni pe bugetul 2021-2027, plus acei bani care trebuie să vină în următoarea lună, acei 3 miliarde care se vor da sub diferite măsuri companiilor. Aici vorbim pe lângă șomajul tehnic care a protejat locurile de muncă. Vorbim de granturi în Horeca, care a fost grav afectată, această industrie Horeca a fost grav afectată de criză. Vorbim de granturi de până la 200.000 de euro pentru plata facturilor restante ale acestor oameni care nu și-au mai putut plăti, nu știu, furnizorii sau pentru repornirea activității. Deci vin foarte mulți bani, vor veni, încercăm să facem față. Guvernul Partidului Național Liberal se bucură de o credibilitate în rândul sistemului bancar și a jucătorilor internaționali, pentru că ai nevoie de finanțare. Așa cum am spus, n-am preluat visteria statului cu bani și cu seifurile pline. Nu, dimpotrivă, cu 50 de miliarde de euro de lei datorii. Deci facem față și guvernul face față, mai ales în condițiile date, fără a avea o majoritate. Trebuie să vă întrerup că mai avem foarte puțin mai timp. Avem puțin, da. Și nu vreau să las nediscutat un subiect care a împărțit așa opinia publică și mă refer aici la educația sexuală în școli. Știu că dumneavoastră ați depus un amendament, sunteți împotrivă. Foarte pe scurt, de ce nu susțineți o astfel de inițiativă? Nu sunt împotrivă. Nu sunt împotrivă. Deci ca să nu fiu greșit înțeles, eu sunt părinte a patru copii, patru copii așa. A existat o întreagă dezbatere asupra acestei materii sau asupra, până la urmă, acestui fenomen. Foarte puțină lume știe în detaliu, de fapt, ce se întâmplă și ce lege a fost modificată în privința educației sexuale. Educația sexuală se predă acum în școli, la ora de biologie. Deci există în programa școlară, care este aprobată de către Ministerul Educației, cursuri în clasa 7 și 8-a despre aparatul de reproducere, despre igienă, despre cum să te protejezi și să nu transmiți boli sexuale și inclusiv să nu ai sarcine dorite. Deci clar există în programa școlară. Trebuie verificat dacă profesorii, inspectorii trebuie să verifice dacă profesorii într-adevăr predau aceste lucruri copilașilor din clasa 7 sau 8. Ei bine, discuția despre educația sexuală s-a purtat în alt cadru. Și nu vorbim de legea educației, vorbim de drepturile și protecția copilului. Legea 272 pe 2004. Deci acolo nu vorbim de o curiculă stabilită de minister. Acolo vorbim de niște programe în afara școlii care diferite entități le predau copilașilor noștri. Bun, și ce educație este de viață, în regulă? Educație de sănătate, educație sexuală sau sanitară și așa mai departe. Ei bine, nu există un cadru bine stabilit și o metodologie. Deci nu știi ce se predă. Și nici măcar nu știi cu cine se predau acele lucruri. Deci nu există un cadru prestabilit. Și atunci am zis că este extrem de necesar ca în calitate de părinte, în momentul în care copilașul meu, pe lângă orele de școală normale, pe care știm că le fac și orarul pe care îl avem zilnic, să știu exact ce fel de cursuri, ce fel de entități mai vin să le predea. Că vorbim de educație, de nutriție, sănătate, de viață sexuală. Și cine le predă? Adică să ai un filtru. Pentru că și în Constituția României, o să vedeți, dacă nu mă înșel, articolul 26, că scrie foarte clar că părinții sunt responsabili pentru educația copiilor și reprezentanții legali la fel. Eu, în calitate de părinte, sunt responsabil de copiii mei. În primul rând, trebuie să le pun mâncare pe masă, trebuie să crească sănătos, să aibă un sistem de educație sănătos și, până la urmă, să le formez caracterul cât mai sănătos ca să reușească în viață și să fie, până la urmă, o binecuvântare pentru România și pentru societate. Deci nu sunteți împotriva acestui proiect, ca să ne păi nimeni, nimeni n-a zis și dacă vă uitați la amendament, amendamentul a avut două modificări. Una, introducerea acordului părinților,
care este motivat și de Constituția României, și de Declarația Universală a Omului, și de drepturile, dreptul european și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, poate dânsul nu vrea să facă religia ortodoxă sau să fac educație pentru sănătate în felul lui, sau poate educație de nutriție, poate el vrea să fie copilul vegan, că așa e și tatăl său. Și vrea să crească în acea... Deci trebuie să existe un filtru. Și aici vorbim de un drept elementar, dreptul de a alege. Că eu vă spun sincer, inclusiv pe sistemul educațional, eu aș flexibiliza curricula foarte mult. Că eu în calitate de părinte, eu îmi cunosc copilași. Și știu că unul este mai aplecat spre, nu știu, spre real sau spre uman sau spre, înțelegeți? Și atunci să poți, cum s-ar zice, alege. Același lucru este, până la urmă, și asta a fost filozofia modificării amendamentului. Dreptul de a alege. Dacă vrei să meargă la educație de sănătate, să meargă la educație de sănătate. Dacă vrei educație sexuală, da, te uiți, treci printr-un filtru și te uiți exact cine predă, ce predă, că poate preda oricine. Poate preda un preot, poate preda un medic, poate preda un ONG. Deci în acest moment nu există un cadru prestabilit și de asta e nevoie de un filtru. Pentru că, până la urmă, este normal să știi ce se întâmplă cu copilul tău în afara orelor de curs. Deci, din păcate, timpul nu ne mai permite, deși discuția ar fi mult mai amplă. Îmi pare rău că aș intra în multe detalii pe acest subiect, dar vă invit de acum la un nou interviu, sigur să dezbatem pe larg subiectul. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă așteptăm.